Bună ziua, în primul rând, și bine ați venit aici la standul Humanitas. Am să mă refer în câteva momente la unul dintre ultimele romane ale lui Cadare, romanul Păpușa, un roman scris în anul 2013 și a apărut anul acesta la editura Humanitas. Este un roman fiction, da. Este un roman confesiune, în centrul căruia se află mama scriitorului, Păpușa, dar nu numai ea. Ca și în alte romane ale lui, Cadare fixează în centrul romanului, în centrul textului, un alt personaj, un personaj special, și anume orașul lui natal. În această carte apare și este descris cu maximă fidelitate orașul Dirocastra, oraș în care s-a născut atât scriitorul, cât și un mare lingvist albanez cu studii la Paris, Egren Çabei, dar și dictatorul comunist al Albaniei, Enver Hoxha. Este un oraș de piatră, așa cum îl definește chiar el, un oraș unde totul este de piatră, străzile, casele, cișmelele, chiar și acoperișurile sunt din plăci de piatră și, dacă îmi amintesc bine, o remarcă a lui Cadare din Cronică în piatră, aici spune el, un bețiv, dacă merge pe stradă și vrea să cadă în șanț, n-are unde să cadă, pentru că obligatoriu cade pe acoperișul unei case. Este un oraș balcanic, așezat în trepte, oraș care a scos atâtea personalități, după cum vă spuneam. Am răsfoit dimineața cartea așa în teză, în dorința de a descoperi și a găsi un episod la care să mă refer astăzi. Și am găsit un episod care vorbește foarte multe despre Albania lui Cadare, Albania lui Enver Hoxha, și anume una dintre ultimele scene ale romanului, care, mă rog, descrie o percheziție făcută acasă la scriitor după ce acesta, împreună cu familia, s-a refugiat în Franța. Vreau să vă spun că Albania a cunoscut cel mai dur comunism european. Comunismul albanez a avut ceva din stalinismul sovietic, a avut ceva din maoism și pentru dumneavoastră am scos câteva cifre din statisticile albaneze care demonstrează cât de crunt a fost acest regim în anii comunismului, în anii comunismului. Au fost executați din motive politice în Albania în perioada 1945-1990, 5.000 de bărbați, 450 de femei. Sigur că cifrele sunt relative, acestea sunt doar cifrele de statistică, pentru că au fost numeroase persoane, numeroși albanezi care au fost uciși, executați fără judecată și fără să apară niciun fel de statistică. Au fost condamnați la pedepse cu închisoarea 16.000 de bărbați și 7.300 de femei. Iarăși cifra este relativă. Au fost mult mai mulți, plus cei dispăruți. În coloniile de muncă forțată au fost condamnați la muncă zilnică 48.000 de bărbați și aproape 11.000 de femei. Gândiți-vă că la toate aceste persoane, la toți acești oameni, li se adăugau familiile lor, pentru că familiile treceau prin niște torturi aproape asemănătoare. Soțiile erau date afară de la locul de muncă, copiii erau dați afară din facultăți și din școlile în care învățau și așa mai departe. Și pierdeau toate drepturile cetățenești. Dacă mai adăugăm și procesele politice care s-au perindat unul după altul, aproape n-a fost deceniu care să nu existe un mare proces politic, în cadrul care a fost eliminată rând pe rând intelectualitatea albaneză, au fost eliminați ofițerii superiori, a existat un proces al generalilor, după model stalinist, bineînțeles. Și acum să mă întorc la romanul lui Cadare, cunoscând toate lucrurile acestea, în timpul percheziții, mama autorului, mama scriitorului, îl roagă pe procurorul care conducea echipa de percheziții, echipa de polițiști care se aflau la ei la domiciliu, îi spune, sunt
bătrână să nu mă arestez, pentru că sunt bătrână și bolnavă. Sigur, pe lângă naivitatea acestei rugăminți, vedem groaza și panica în care intrase viața femeie în fața procurorilor și a reprezentanților statului comunist. Și vreau să vă mai spun ceva, cu asta o să închei. În momentul în care Ismail Cadare, în septembrie 1990, a părăsit împreună cu familia Albania, deci în septembrie 1990, mă aflam la Tirana. Mă aflam la Tirana împreună cu într-un schimb de scriitori, împreună cu poetul Liviu Stoiciu, și am fost uluiți văzând că pe holurile hotelului în care stăteam mișunau securiștii, că eram urmăriți pas cu pas, iar la un moment dat Liviu, în naivitatea lui, mă rog, și fiind mai puțin, cunoscând mai puțin realitățile albaneze, îl întreabă pe ghidul nostru, domnule, zice, dar pe individul ăsta, și arată spre monumentul în Verhoja, un monument în centrul Tiranei de vreo 5 metri înălțime, zice, voi când o să-mi dați jos? E bine, au fost vreo 6 luni au trecut în acest moment, până când albanezii, cu odgoane, cu așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Saddam Hussein, am dat jos monumentul lui Enver Hoxha și Albania a intrat pe calea democrației pe care se află și acum. Am vrut ca între romanul lui Cadare și realitățile Albaniei pe care le-a trăit Cadare în perioada respectivă să facă această punte, această legătură și a fost foarte multe de spus, dar am să vă las și pe dumneavoastră să citiți cartea, mă rog, și să găsiți, să gustați asemenea episoade. Eu vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc foarte mult lui Marius Dobrescu.